Bună seara, bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast tipic, singura emisiune cu cele mai multe microfoane din România. Unul în plus astăzi. Azi unul în plus. Până să explicăm cine e invitatul nostru, e din Cluj, asta e clar. Cred că e o mândrie pentru noi, pentru toți clujenii și nu numai pentru clujeni și cei care au trecut pragul orașului, să zicem așa, că săptămâna asta ni s-a confirmat că suntem între orașele de genul Berlinului, de genul Veneției, unde mai au festival de film, Toronto. Toate orașele mari, Canu. Canu. Dar asta ce, știi de ce? Nu de pentru ce? Că avem tifu și că e un festival important, nu. Pentru că sunt garsoniere de 29 de metri pătrați în centrul Clujului, de 115.000 de euro, mă. Aia de-o scris Vice, da, de da. 4.000 de euro metru pătrat. Ai. Da. Ai. Da. Și aia mobilată frumos sau aia altă de-o scris? Că nu mai știu, eu am văzut în Libertate, probabil că era preluat și cred... A, nu, altă a fost, eu pus azi de vânzare, este o garsonieră de închiriat în Cluj. 29 de metri pătrați, 115.000 de euro. Dar eu cred că la Cannes s-ar putea să fie mai ieftine. Păi să fie bistro. În Berlin cu siguranță sunt mai ieftine. Ăștia pe care o dată ăștia de la Vice azi, una, de-o zis așa, costă chiria lunar 430 de euro, nu s-a schimbat nimic din 1986 când ultimul proprietar a pus un tablou pe perete. Este aceeași ușă cu tocul din 86, bibelouri, tot. Și arată ca în 86, dar la mobilă o scris frumos că e mobilă vintage, că e rușine să zică mobilă urâtă veche. Da, și pentru nostalgici. 430 de euro apartamentul să locuiești ca în 86. Liviu, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit, dragilor. Nu fiți atenți. Mulțumesc cum a ajuns Liviu aici. Mă, pe cuvântul meu de onoare, n-ai pomenit așa ceva. Liviu Balint, Masterchef, prieten bun de-a nou, hrănitor, prieten bun de-a nostru, hrănitor. Ne-am organizat să vedem de ce hrănitor. Deci, e un tip foarte hrănitor. Trebuia să începem, am avut 3 ore filmarea asta, dar n-am putut că de 3 ore ne povestește chestii. Am organizat... Aia înseamnă să aibă porții mari. Nu, asta înseamnă hrănitor, că așa repede te saturi de el. Mulțumesc frumos! Măi, am organizat azi filmare, ăștia care tăi ne comentați acolo că de ce nu ne mai întâlnim acasă și bem acasă. Noi ne-am întâlnit să bem acasă. Dar tot cu microfoane, deci na, numai să nu fie cum vreți voi. Aici o intrat. Deci, nu e mai băutură și femei, că e băutură și microfone. Da. Știi cum erau primele? Numai avea droid după masă o chestie, urlam, ne băteam picansul masă. Când ne-am pus microfonii profi, lumea era mai faină înainte. Nici cum cu voi, ca și cu nevestele. Da, și puteam, uite, l-ai prezentat ca Liviu Balint, dar puteam să zicem, uitați ce-o slăbit cucu. Da, și a crescut părul înapoi, da. Și un pic de mustață. Da, faină mustață. Cu ce o faci? Cu ceară de albine. Ai, bate, nu mai minte, nu-și vezi alte albine la tine. Știi cum umblă cu ea? Din floare în floare. Am văzut, că și eu m-am uitat la el. Nu m-am pic de avem, nu m-am pic de avem țâță deja la noaptea asta. Pe mine m-a dat întreabă, zice, băi, dar ești țigan? Nu țigan, dar ești ungur. Nu sunt ungur, sunt un român cu mustață. Și atunci de ce o porți așa? Că ei nu s-au obișnuit să vadă orice. Că n-au mai văzut hipsteri. E hipstereală? Un pic. Nu știu că e hipstereală sau nu. A fost o chestie pe care mi-am dorit-o, știi? Să-mi schimb lucrul radical. Și erai chestia pletos? Fost... Nu eram pletos, nu, eram nemustăcios. Atâta tot. Și am zis, hai să vedem ce se întâmplă. Și am lăsat mustață. Și după vreo câteva luni de zile, nevastă-mi tot zis, băi, ești ca un țigat, ești urât, e taiu. Și mi-am tăiat-o. Și când mi-am tăiat-o, am simțit că o lipsit ceva din mine. Înțelegi? Și atunci am zis, nu, o lăsăm înapoi. Deci natura ta-i țigat. Iarăși o încercat, înțeleg, să mă duc în locul ăla rău, du-te, taiu. Și am zis că zgâriu copiii, știi, că irit. Am luat copiii de mână pe aia și ne-am dus la pediatru. Doamnă dragă, are ceva mustața mea cu tu copii. Tu vorbești serios? Da, Balint, da. Tu vor... Ai dus copiii la pediatru cu nevastă și am zis, să irită? O zis, nu, no, de aici încolo, să nu te mai aud vreodată în viața ta să-mi tai mustața. Și totuși, uite-te că în jurul mustății s-a creat brandul ăsta, știi? Hai. O asociere de imagine, bucătărie și așa mai departe. Și gemelini ce înseamnă? Gemelinii sunt copiii mei gemeni. E diminutivul în italiană a gemenilor și mustața care zi eu, care protejez copiii. Asta înseamnă gemelini. Brandul tău, gemelini. Da, asta înseamnă gemelini. Și cu logo și cu branding, da. Frumos. Păi, dar normal că te duci la pediatru și întrebi că era ori familie cu tot cu copii, ori mustață, era miza mare. Ei, aveai de ales. Bă, și oricum a schimbat look-ul în ceva elegant, că putea să schimbe brusc cum a schimbat Dragoș. Da. Și eu n-am. Eu nu am niciun talent de genul...
Nu, da, gătit și din astea. Arată foarte bine, mă uitam la un documentar, este pe Netflix despre acel, vrei circ. Să zici la Chernobyl acum? Nu, nu tu, despre el, nu. Și ăla e pe HBO Go. Nu, este un documentar despre circ și cum a pornit circul și când a fost circul mare la începutul secolului trecut și un pic înainte. Și era o perioadă în America în care, și în lume, toți bărbații aveau mustăți și aveau mustăți frumoase și aranjate și bărbi și toți aveau pălării. Și cumva mi-aduce aminte mai mult de perioada aia decât de hipsterul ăla de acum. Mai ales cum a făcut-o nouă. El. Da. Am început mai devreme să vă zicem cum a ajuns Liviu la noi. Motiv pentru care trebuie să mă plâng. Eu sunt mulțumit de unde locuiesc în orașul ăsta. Însă nu sunt pe... În oraș. Cezar, te rog frumos, întoarce camera să n-avem discuții. E la graniță, hai că ești pe graniță. Rezidențial. Ești pe graniță. Am venit la filmare, că povestisem acum 5 minute cum ne-am organizat să venim la filmare. Le zic la băieți, ne organizăm, facem o filmare la mine. Facem. Ne-era foame, ca oamenii civilizați, hai să comandăm. Și le-am zis, bă băieți, am fost la Liviu Balint, am mâncat niște paste atât de bune, hai să comandăm, hai. Am apăsat pe Hip Menu și Hip Menu m-a anunțat cu voce serioasă, care Hip Menu e foarte tare. Ne pare rău, locația dumneavoastră e pe departe. Pierdem vreme în trafic. Pentru că e aplicație pornită din Cluj și îți scrie cu accent. Pe departe. Pe departe. Cu Y de ăla. Pe departe. Bun. Nu mi-o adus. Am sunat pe Liviu să zic, cum îi zic ce la pastea bună ce-am mâncat? Salsicea. No, adum de aia. Și când am comandat pe Hip Menu a zis, nu vă ducem. Deci Hip Menu, ca să ne înțelegem, că ne-ați propus să facem podcast pentru voi, nu știam cum să ne înțelegem. Acum gata. Da. Două, Hip Menu e grozav. Am rezolvat-o mai simplu. La mine. Nu știu de ce nu urcă. Dar hai să zicem și de alalți, că de fapt nimeni nu livrează, nici Food Panda, nici... Nici Glovo nu au nici oameni Glovo, care să vină până aici. Neochis și Glovo. Și Glovo, da. Care sunt ok, e care greu Glovo să... nu urcă cu bicicleta până la mine în livadă. Bă, oameni buni. Și numai ne-am trezit cu băieții, că am spart niște nuci, am tăiat un măr, am furat cireșe de la domnul Vomir, vă rog să ne iertați domnul Vomir, și am început să mâncăm căcaturi în bucătărie sănătoase, că ne răbdea ne foame. Pentru că de mâncat căcat am făcut asta atâtea ediții și atâtea. Nu m-am mâncat căcaturi. Am mâncat și chestii foarte elegante, am primit din Elveția de la Răzvan un gruier foarte bun, da. Și am avut balada unui gruier mic și... I-am trimis lui Răzvan poză că am mâncat, i-am mulțumit și zice, bă, dar nu e așa bun că l-am plimbat pe avion. Nebunule, l-ai maturat. E ok. Așa, și n-au venit. N-au venit cu mâncare, nu au venit că au zis că nu livrăm până în livadă la Steluța, ură din partea lor, și au sunat Liviu și au zis, nu dai comanda aia să o pregătesc. Și am zis, mă, omule, nu livrează nimeni. Omul a pus șorțul jos și a zis, ți-aduc eu mâncare. Am zis, nu se poate, nu deranjez. Eu ți-aduc mâncare unde stai. 30 de minute mai târziu, era cu pastele. Și nu a făcut-o ca să apară în podcast, exact, pentru că până acum 5 minute nu știa ce e un podcast. Este spre rușinea mea. Nu, știa de podcast, dar nu știa că avem noi podcast. E primul podcast în care apare Liviu Balint, care nu a văzut niciun podcast de episode. Spre rușinea mea. Deci o să-l vadă pe al 189-lea. Că el ne știe, bă, eu mă uit la voi, zicea, da, când făceați Tonic Show. Bă, acum mi-ați dat o idee. Să știți că în față la ragaz o să-mi pun o plasmă. Și când stau acolo și gătesc, uit la podcast. Și fac două lucruri deodată. Exact. Da. Dar ce ai vrut să zici? Scuze că i-ai luat cuvântul invitatului din gură, că ziceam de maturat. Și ai zis că, bă, credeți că e o glumă, dar... Da, să știți. Am fost la fabrică, la Gorgonzola, am fost invitat și în Australia trimit Gorgonzola cu 3 săptămâni înainte de a fi terminată, pentru că se maturează pe drum. Fără glumă. Ca dacă... bananele de la Chiquita, da. Din... Sau ca whisky-ul făcut pe vapor. Am auzit până ajunge în portul. Dar nu-i glumă. Am auzit că așa se face. Cum îl pune? Îl fac pe vapor. Îl fac pe vapor. Și până ajunge, este gata. Îl distilează pe vapor. Am auzit de chestia asta. Deci nu e expresia românească. Ce e? Nu. Făcut pe vapor, cum era calculatorul pe vapor, exact. Și din alea... Și Adidas și da. Da. Păi, dar tu-ți dai seama câți oameni lucrau pe vapoarele alea? Tot era făcut pe vapor. Tot pe vapor. Păi înseamnă că și plasticarele la chinezești... Da, mă, dar de ce să... Bă, tu-ți dai seama cum coseau Adidas așa când erau valuri, știi? De aia era prostă calitatea, că era făcut pe vapor. Deci și era... atunci am inventat Sky-ul ăla. Că era greu cu șireturile. Dar nu nimerea gaura, știi? Da, ca să nu se plictisească, să aibă muncă repetitivă, după ce coseau, îi mai băgau la vâslit. Și de la vâslit trecea... Cositor sau? Cositor. Și așa au rămas Liviu, s-a pus la masă, am complimentat mâncarea bună și ne-a povestit de tradiția brânzeturilor. Ar fi frumos să aibă și românii
asemenea tradiția brânzeturilor. Noi, telemeaua de capră, brânza de oaie, așa să o facă cum o făceau ăia de vorbea în Italia. Ce comunitate? Eu cred că, au, eu cred că au și cred că au tradiția de telemea de capra vecinului românească. Este. Nu, acum fără mișto. E mai bună? Tu știi capra mai vecinului întotdeauna e mai bună. Tu știi mult mai mult decât noi în domeniul ăsta, cu siguranță, și mă gândesc că ai și căutat, cum face și Horică Simon, caută furnizori locali, caută să descopere. Dar să știi că e destul de greu și te împiedică foarte mult statul. Da, ca să, da, din punct de vedere legal să stat. Că n-ai voie să cumperi dacă n-au certificat de producător și așa mai departe, e descurajată sau descurajat consumul de la micii producători. Ok. Deci din cauza prețului, datorită faptului că mergi la magazinele astea mari și cumperi la sfert de preț față de cât cumperi de la producător, pentru că ăla nu-i fabrică, înțelegi? Trebuie să scole dimineața, da. Trebuie să bulgă, trebuie să... Sunt reglementări foarte stricte la noi, știu, mai stricte decât în UE, în multe locuri, dar nu asta e ideea. Ideea e că există, nu? Există, dar e o vină și a noastră și vă spun și din ce cauză. Am stat în Italia vreo 5 ani de zile. E pentru că nu ne înțelegem între noi, așa? Exact. Da. Exact. Și acolo, eu nu știu despre mâncare, eu nu știu nimic despre mâncare. Când am văzut în meniu antipasti, m-am întrebat care e opusul pastelor. Antipasti. Când am văzut prima dată avocado, l-am mâncat gol, că n-am știut ce-i. Și cu sâmburile ce ai făcut? L-am scuipat și am zis, ce sâmbure mare, uite ce mulți bani am aruncat pe sâmbure. Nu, asta cred că și e el serioasă. Ne-a povestit o oră înainte de asta și a știut tot despre tot. Da, deci ne-o spart. La povestea despre și asta și la prosciutto și la gorgonzola am fost o masă. Mă, nu există. Și diferența, zicea el, standardizarea există în alte țări pentru că ea se înțeleg sau știu de frică. Bun, se înțeleg, se asociază și în felul ăsta poți să, nu, poți să acceseze consorțiu. Niște exact. Fonduri, poți dar să știi că îi și educația, pentru legale. Îi educația omului care stă în zona respectivă. Deci oamenii și dacă alegeau să meargă în piața locală, cumpărau de 3 sau de 4 ori mai scumpe produsele decât le-ar fi cumpărat dintr-un magazin supermarket. De erau dispus ca să plătească ca să susțină exact, pe vecinul. Exact, exact. Aha. Nu, și așa e. Vecinul meu vinde tuia. E mai scumpă decât tuia din comerț. Un pic mai scumpă. Dar are și gust mai bun. Are. Sau... Serios. Dar îl văd cu ochii mei, nu glumesc cu voi, îl văd cu ochii mei ziua cum o tunde, o rânduiește el și cu oamenii lui. După poate care se apucă de tuia. Mă, normal că iau de la el, că e vecinul meu garden-gard, are două fete minunate. Dar și câte tui poți să iei? Să-i meargă bine lui, mă. Câte tui poți să iei să-l susții? Păi fii atent, de la Călim până jos la Groza și toate în fața porții, toate sunt de la el. A, de fapt, da. Până ajungi jos, tot te tutuiești. ca un feudal, vorbit acum. Și arată deci, domeniul meu cu argații lui. Da. Mă, nu așa am vrut să sune, dar înțelegeți. Mie îmi place asta cu susțineți micii producători. Îmi plac când firmele din Cluj ne cheamă pe noi. Pe Dragul sau pe mine. Sau pe Tibi, dacă vrea, dar Tibi prea ocupat, nu mai are chef. Sau pe Cucu, dar Cucu n-are chef niciodată să te cheme. Morala este, susțineți micii producători, nu mai susțineți atât de mult micile producătoare, pentru că vă află pentru că vă află lumea. Mă, m-am gândit la Cucu când ați povestit la început și a povestit Liviu de mustață. M-am întâlnit cu colegul Cucu, am bucurat foarte mult. Cei care scris că ne-am despărțit. Eu ca să-l văd pe Cucu, mi-am cumpărat bilete la teatru. Na, bun, aici am vrut să ajung, vă rog să iertați. Aici am deci vrut la cel mai iubit dintre pământeni, care se joacă pe 18, cu o zi înainte să se joace Menageria de Sticlă, la care am luat și acolo bilete să te văd. Te iubesc. Și te-am văzut și la Teatru Național. Și m-am bucurat foarte mult. Eu am vrut la improvizație asta, că acum să ne... Da, am avut eveniment. Știi că aș fi venit. Știu. Dar iar la Menageria de Sticlă am fost. Este cu personajul tânărul și cu... Tânărul Jim O'Connor. Așa. Spectacolul. Am văzut acolo. Frumos. Nu a revenit. L-am întâlnit pe colegul Cucu, pe care tot scrieți acolo jos în comentarii unde Cucu v-ați despărțit de el, de ce nu ce-ți adevărul. Ăla lucră toti. Lucră cum a lucrat toată viața lui. La casă, în ultimii ani, și la teatru. Și acum, mai nou, și la mai viața nou, propria. La mai nou a găsit și ceva pe corazonul lui. Păi credeți că îl mai scos pe el, după ce era obosit când era aici la masă, doar îl știți. Că nu venea pentru podcast, venea pentru mâncare. Venea pentru să mănânce, să bea o pălincă. Acum că și-a căpătat un pic puterile, le împarte între teatru, unde bagă non-stop, casa unde și-o lucră și numai nu mai gata,
Și fata tânără la 20 ceva de ani îi consumă energia. Și doi la mână. Îl iubim, dar nu mai e. Nu, că nu cei mai e la care mână. Ne scrieți, cei care ne scrieți, m-am uitat, îl aveți la prieteni comuni. Descrieți-i direct. Nu ne mai puneți până să... Dar Cucu știți că nu răspunde. E. Copii, îmi pare rău, Cucu e mai pragmatic. Nu aia că pune numărul de telefon. Cucu, dacă nu dați bani, Cucu nu vorbește, Cucu nu apare. Dacă Tibi, ca să-l vadă pe colegul Cucu, cumpăra bilete la teatru. Dar revenind la mustață, m-am întâlnit cu colegul Cucu. Atât de bine arăta. Eu l-am văzut la noi în podcast, acei pe scaunul pe care stă Liviu. Era Cucu distrus, obosit, o știți, bă, lăsați-mă în fost, nu mai pot mie să mor. Mă întâlnesc cu Cucu în centru pe Eroilor, radia. Așa pășe la o lungime de pulă bună, levitat deasupra pământului, de braț cu tânăra domniță, frumos și amândoi, am salutat, am îmbrățișat. Deci ce adică, imagine asta? Cum levitat deasupra pulă. Mă uit la Cucu, mâncava aș gura voastră, așa îngrijit, nu l-am văzut pe Cucu în viața mea. Ras în cap, dar știi cum? E nu vedeai un fir alb. Poate era și pentru un rol. Numai puțin. Barba rasă, capul ras. Deci arăta ca un ou perfect, dar frumos. Un ou crustat. Mă, și aci e suna să-i apărea așa un dihor ca la haure de vremurile bune. Mă, negru, mă, frumos și cu inflexiuni roșcate. Bă, mi-o vin să-l pup, bă, zic, bă, Cucu, arăs foarte bine, mă tras cu ochiul, stați, mă, că nu știe. No! Nu știe că nu-s așa tot timpul. Știi când ești la începutul relației, deși chiloții toți în fundul sertarului, unde să ia mai bun. Nu tot aia pe care îi forjez toată ziua, unde să ia de mers la evenimente, chiloții pe care scrie. Deci îmi place că s-a deschis discuția asta, pentru că știm toți că Cucu e un tip foarte discret, care n-ar fi vorbit niciodată despre asta. De-aia trebuie să filmeze. Acum că l-am prins absent, îi dăm pe el. Știi că dacă se filmează, o să aibă niște amintiri plăcute. Da. Că după aia se strică tot după câteva luni de zile. Mă, Cucu, orice o să zic, hai mă în podcast să filmăm și adă și fata, să o cunoaștem, că așa e frumos. Sau mă rog, să o cunoască lumea. Mă, nu ne jura. Deci cei care ne scrieți, nu ne mai scrieți, noi care nouă are de Dragoș, scrieți lui Cucu, bă, de ce nu mai apar? Și să vedeți cum o să vă răspundă Cucu în două vorbe. Cât costă? Și din cât costă o să înțelegeți cum nu, are de o să zic în germană, wie viel kosten. Dar Bob, nu e vorba când auzi Cucu în pădure, n-ai bani la tine și te panichezi, și n-am bani la mine, o să rămân sărac tot timpul, și deci Cucu e asociat cu banii. Oricum nu, e asociat cu banii. Nu știam asta. Nu. Cum să nu? Când auzi Cucu, sigur, când auzi Cucu, trebuie să ai bani la tine, că dacă nu o să ai bani tot anul. Și atunci, știi, auzi Cucu, te duci repede în casă, cauți mărunți, orice, bagi în buzunar și ieși afară să-l mai auzi încă o dată, știi, să-ți meargă bine. Cucu asociere cu banii. Să se dea lege să se muște cuci, nu ciocârliile la naiba. Dar pare un nume, cum să zice, predesenat. Nu, că se simte că am băut înainte. Altfel iese jocul de cuvinte. Iese. Glumele proaste. Nu. La film ai fost? Mi-am cumpărat până acum bilete la 18 filme și am fost la aproape toate. Unul a ieșit în evidență pentru că există o categorie de filme porno care se ocupă exact de acest lucru. Era despre o doamnă înspre vârsta a doua care se cuplează cu băiatul soțului ei, băiat din prima căsătorie. Și exact categoria stepmom din filmele porno. Stepmom și MILF. Dar partea cu sexul a fost foarte scurtă și filmul s-a centrat pe drama din jurul. Și altă diferență e că titlul nu e atât de descriptiv. Ca la... Știi că, porn ai stepmom wakes up stepson riding awesome big cock. Da, yes. Și zici, nu voiam spoilere. Exact, ai spoiler, ai știi cum se termină, ai sinopsis, ai review. Și spoiler și trailer în același. Da. Dar da, am văzut destule filme bune, am văzut Casa cu lacăt, e ca un documentar reportaj românesc în care apare și Danileț și apar mai mulți oameni și vorbesc despre corupție, e foarte bun și dacă apare la cinema să-l vedeți. Umoristul, film rus, Casa foarte cu bun. Lacăt, ai zis? Da. Petre, mă, România trebuie lacăte pe casă. Da. Nu, au trecut vremurile. Că e despre hoție, da. Apropo de cântă Cucu și la țară am auzit asta cu cântă Cucu, se prinde cu bani în buzunar. Să închideau ușile cu mătură în... Dacă vedeai mătură, nu mai puneai una pe clanță. Că era plecat de acasă. Acum, cine mai pune mătură în ușă? Dar nici nu era nimic de furat atunci. Dintr-un bordei, nu avea ce. Ce să furi? Și acum ăla de la aspirator nu stă la fel de bine să închidă. Nu proptește la fel de bine. Mai ales dacă aspirator. Ai aspirator din ăsta ca Bob. Uh-huh. Unde ți-e aspiratorul? Cheamă-l încoace. Hei! Nu, că face gălăgie. Și... Păi, e o legendă asta că împrăștie fecalele? Că am auzit ceva. Nu, am văzut poză. Mi-o trimis...
Am un căcat de la de aspirator de merge singur și îți curăță toată ziua, da, un cerc de ăla. Am auzit, da, am auzit o poveste că să căcase câinele. S-o căca câinele. Și în loc să strângă, evident, l-o tartinat tot pe pardoseală. Am văzut cu ochii mei și descripția pozei, dacă vă întrebați vreodată care este cleaning pattern-ul la un robot de curățat, bă, și așa a fost, o prins un căcat de ăla și era în formă de steaua lui David și cu modele de cerc, deci cât l-a putut întinde. Nu, că și acolo e o conspirație a evreilor, da. Nu. Ce-ai făcut, nu, mă, făcut softul? Eu dar tu ai zis. Softul, cum să... Da, deci era pentagramă. De stea, pentagramă și după a început, că știu cum e a meu, face prima dată în linie dreaptă și după care prinde un colț, de un zid de casă și tot așa face... E și mai introvertit și stă așa în colțul lui. Stă în colțul lui și strânge colțul de jur împrejur. După aia tot, trebuie să-l vezi. Dar n-aș mânji casa cu căcat, mă, să vă arăt ce model face ăla. Dă-l întrăznit, dar și mâine. Eu acum văd câte plante aveți, fără... Iubesc plantele. Asta mi-s de dragi. Și tot v-aș da la toți aloe vera. Hai, terminați cu prostile. Am avut o discuție foarte interesantă înainte să filmăm, în care tu ne spuneai despre cum românilor le place să mănânce mizerii pentru că s-o obișnuit cu mizerile. Și asta am mai avut o discuție cu un bucătar dintr-un restaurant care zicea că are făină foarte bună și făină ok. Și le place oamenilor făina ok, pentru că s-o obișnuiți cu ea. Sigur că și dacă le dai ceva foarte bun, zic... Ne ziceai de blat. Nu știu, nu. Măi, ești obișnuit, ai crescut cu lucrurile astea și e greu să le schimbi. Și cel mai greu o să ne schimbăm mentalitățile din cauza că nu avem bani. Nu avem bani. Dacă ai bani, nu te duci la restaurant. Restaurantele își permit să plătească angajați mai bine, să aibă o mâncare mai bună, să te educe, că mâncarea te educă și pe mine, mâncarea m-a educat. Nu a fost de om. Pe mine și bunicii. Da, mai dă de la acolo. Pe mine și bătaia. Mănâncă tot. Eu am mai ieșit din bătaia, am reglat. Se reglează. No, ca la neat. No, zi. Înțelegi? Deci dacă am avea bani să ieșim la restaurant, să ne permitem, să ne uităm. Din păcate, când merg în restaurante, ei nu se uită la ingrediente sau la preparat, se uită la cât costă. Ai, asta, da. Da. Te uiți la cât costă și știi că tu ai de cheltuit 25 de lei. Dacă mănânc o ciorbă de burtă cu 15 lei, e bine că am 15 lei, înțelegi? Cu toate că aș mai pune 5 lei, mi-aș lua altceva. Dar sărăcia te împinge să faci niște compromisuri. Mai ce au dreptate. Da, și eu cred că așa povestea, ai, cu 5 dar, minute să ajuți dacă, comunitatea de lângă și tine. Și dacă ai bani, greu, bo, și... Da, mă, mai nu este te poți ajuta pe tine. Bă, eu sunt bogat, eu îmi permit. Da, observ, nu. No. Bun, e chestia de bani, dar e și de mentalitate încă o problemă. E și chestia că mai dai să... și dracu, ce să câștige el pe spatele meu? De ce nu să se îmbogățească? Dar nu vrei, mulți nu vor să încerce ceva nou, rămân în aceeași chestie. Nu, aia, nu, nu. Da. Deci nu. Acolo e mai e mult decât nu să știi că problema putea, economică. Acum, mentalitate, zic, acum, dar s-ar simplu putea să fie adevărat. Toți care au venit la noi și au mâncat sau mănâncă de la noi, comandă de fiecare dată aceeași pastă. Înțelegi? Omule, nu vreau, că n-a... Subliniem, n-o veni, Liviu n-o veni pentru reclamă. Dar așa am făcut. Da, da. Mi-ai dat-o, m-ai da. Luat forța de pe stradă. Da, și acum dacă nu ziceam, să vezi că mai vine data viitoare și tot aia mâncare. Eu tot aia cu sarsicea aș lua. Că ni frică să încercăm ceva. Păi dacă mi-a plăcut foarte am mult. Am înțeles, dar ălealaltă n-o să-ți placă. Fii ba, atent acum, să nu zicem nimeni. Stai să mă saturi. Fii atent, nu o să te saturi niciodată, pentru că deasupra la noi sunt niște fete frumoase. Eu le știu. Atelierul de zâne. Fetele de la atelierul de zâne. Acolo și... fabrică zâne? Da, te face zân. Zân. Fetele, tocmai când și... a ieșit de la Liviu și continui ideea, am rugat-o pe Natalia. Șefa, pe Natalia, pe Nati, să-și tragă mașina și a zis, Bob, poți să te abordez, că aș vrea să ne facem un pic de reclamă cu voi. Zic, cu tot dragul, dar noi suntem tăți hândrălăi. Găsim o soluție. Deci fata a venit să se propună o idee de business. Ei, avea zânul de la BT în cap, de aia. Nimic. No, zi. Și înainte să deschidem oficial, am început să facem sosurile și să facem pasta și așa mai departe. Zice, Liviu, dăm ceva că mi-e foame foarte tare. Și i-am dat paste cu pesto, înțelegi? No. Și da. Inclusiv astăzi, după 5 luni sau 6 luni de zile, mănâncă numai paste cu pesto. Deci și nu vrea să încerce, nu vrea să încerce altceva, no, nimica. E una din rețetele mele preferate, pesto peste paste. Pesto, zic, și paste. Tu, poate pesto, că mai trecea 5-6 luni și tot pe salsicea mergea. Dar din ce cauză nu înțeleg. Bun. Îi place și eu zic, Liviu, o să încerc altă pastă când o să mă sator de paste cu pesto. E abordare interesantă. Eu sunt la polul opus. Bine, eu și hipster cumva și mi-e place Dragoș să tot descoper. Mai, să Dragoș tot, e cel tot, mai divers. La bă, ăsta e expert în bere. Ca și nații suntem destul de conservatori. Suntem. Da. Suntem. Da, nu contestă nimeni. Și aia, nu că am făcut conservatorul toți. Nu. Nu, dar mânca conserve toți, în copilărie cel puțin. Exact. Când ne dădea Ceaușescu, zicea nicio masă fără pește. Și acum aud cum se deschide conserva. Exact.
Erau alea mai noi, cu cheiță. Cheiță. Da. Alea chinezești, conserva de carne. În rest era cu, deci cuțitul. Da, da, da. Mai mi se ridică părul pe mine, deci când sunetul ăla de metal pe metal. Eu am mai prins. Bă, dar cine nu știe să desfacă cu cuțitul? Mai sunt oameni. Stai să vă zic una. Sunt care nu poate să desfacă cu cuțitul. Era la Timișoara. Se pare că ești un neisprăvit dacă nu știi să desfaci o conserve groase. În facultate un prieten le aducea din Republica Moldova și erau din rusesc. Erau din coajă de tank făcute conservele alea. Da, și așa nu-i cuțitul suficient de ascuțit. Erau dublu ranforsate, deci nu am atâta metal pe ușă cât era pe conserva aia. De nu mai puteai deschide. Deci era foarte greu de deschis și îți trebuia un cuțit un pic mai bun și mai solid ca să și te chinuiai un pic. Mai dar gros și mai ascuțit. Dar dacă ai tehnică, atunci da. Zic de Timișoara. Mă lucram la Timișoara și îi zic la un copil, era tânăr copil, nu știu cât avea, 18-19 ani. Zic, du-te și desfăm repede o conservă de roșii, știi? Și am cuțite bune, cuțite scumpe. Că, așa e clima să, cu cuțitul de... Și eram la tiga aia acolo și mă aud. Cunoaște și mă uit la cuțitul ăla bun. Ăla cel șef, mai bun, înțelegi? Ăla șefului, al șefului, 25 de centimetri cât are. Avea un Hattori Hanzo făcut de... Înțeleg, în... și lovea în conservă. Ai plâns. O lacrimă, dar am urlat. I-am zis, de familie, de mamă, am pomenit pe toți. Dar eu, mai cum? Copilul a văzut, cred că la tată sau acasă, pe vremuri, când le-am zis, tată, sunt astea mai noi, deci poți să folosești, nu trebuie cuțitul. Am plâns un pic, că sunt doi. Te are pe partea asta cheiță? Ca o grenadă. Nu mă atragi de ea. Am văzut un cuțit scump, eu n-aș fi, adică nu că nu arăta bine, dar tocmai cred că de-aia era scump, că era calitate, nu arăta ostentativ a cuțit. Sunt cuțite care nu se tocesc în 10-100 exact. De ani. Și mi-a povestit Carmangeria Moldovan, domnul Moldovan, am fost la domnul Carmangeria? Domnul Carmangeria. Cosmin Moldovan a fost domnul Cos Farm. Cos Farm. Bă, foarte fain. Tot familionul cu toată treaba. Și omul... familion? Sună peorativ. Lasă-l să zică că cred că are obligație, că altfel nu văd de ce tot nu, trebuie să... Nu, dar apropo de cuțite. Zic cum trebuie. Dinastia. Dinastia? Dinastia. Clanul, să nu Game sună... Game of Thrones. Familia Moldovan. Bă, așa. Foarte fain familia Moldovan. Și-a venit chiar domnul Moldovan, a zis, mă, avem mult de lucru și am vrut eu să vin aici la oamenii ăștia să le facem evenimentul. Și zic, ce, ne-au făcut niște mâncăruri și avea cuțitul lângă. Și mi-a zis, Bogdane, eu mi-am văzut toată viața de familie, de business, de tot. Dar am fost odată în vizită undeva și ei aveau cuțite scumpe. Și am zis, ăsta de hatărul meu îmi fac. Și-o dat vreo 2000 de euro, nu mult, din câte înțeleg că pot să coste cuțitele. Și-o dat 2000 de euro pe un cuțit cu care numai acolo lucrează și taie carne și tot. Și te uitai la el și dacă nu știai că e 2000 de euro, ai fi zis că e un cuțit... Desfaci conserve. Oarecare. E puteai să bați cu el să dai în conservă. No, te cam dori un pic. Te cam dori un pic. Au zis numai cu ăsta, tai și... Dar bun, care? Uite, acum sunt curios. Că e echilibrat altfel, că e metalul foarte șmecher, că e călit. Metalul. Foarte... Metalul. Practic, când îl bate, normal trebuie să fie plăci. Da? Da. Da. Și le tot bate până când se formează, practic, lama. Deci ăla e oțelul de damasc. Ăla de damasc pe care după aceea când îl vezi e ăla. Ălea sunt straturile. Straturi, negru, exact, cu gri. Exact, cu... Bun, dar am justifică de damasc, diferența de preț cam asta. Zic, sau e o chestie de tabiet foarte mult și a șefilor să aibă un cuțit șmecher. Chiar e cu atât mai special? Nu, eu zic că cine are un cuțit scump în bucătărie, ăla nu lucrează. Înțelegi? Ce? Ăla nu muncește. Deci, interesant să... Da, deci okay. În bucătărie se lucrează. Deci... E aproape inutil să-mi cumpăr un cuțit de 2000 de euro. Păi aia te-am întrebat. Deci, e aproape inutil. Toată ziua. Nu neapărat. În sensul că nu-i dai atenție. Deci ăla trebuie un sculei, trebuie dat pe tot felul de pietre. Nu apuci. Adică și mai ales când îl speli. Trebuie să-l speli frumos. Adică nu cu burete de sârmă să-l freci și cu nu știu ce. Să-l dai la tanti Viorica care lavase să spele cuțitul și după aia vezi. Să-l pui în mașină, da? Da. Nu, ăsta sunt niște cuțite de prezentare, niște cuțite de mofturi și așa mai departe. Când lucrezi, ți-e un cuțit decent, la un preț decent, ceea ce înseamnă... Și apropo de cuțite, trebuie să tăiem aici, așa că druidul cut. Și mulțumim lui Liviu. Mulțumesc pentru invitație. Ce bine ne-a căzut. Și îl vedem în episodul următor. Și ne vedem următorul. Noapte bună, copii!